Glorificat să fie acest Dumnezeu mare! Dragii mei, mă bucur să fiu și eu aici împreună cu dumneavoastră la Biserica Pentecostală Betel din Oradea. Îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru harul pe care mi l-a dat ca să ajung în condiții de siguranță, așa cum deja anticipa și pastorul Apulzan. Faptul că am ajuns destul de târziu, însă cred din toată inima că în această zi Cel ce poate să învioreze sufletul nostru a fost, este și rămâne Domnul Dumnezeu. S-a citit în această zi un text din Cartea 1 Samuel de la capitolul 24, text biblic care descrie un moment greu din viața poporului Dumnezeu Israel, când regele Saul a ales să se îndepărteze de Dumnezeu, făcându-se vinovat de neascultare în câteva rânduri, omul acesta a început să piardă călăuzirea lui Dumnezeu. Și socot că nu-i mai mare dramă în lumea asta decât să nu mai parte de călăuzirea lui Dumnezeu. Să fii lăsat în voia minții tale și să crezi că toate proiectele, deciziile pe care le întreprinzi în viața aceasta sunt bune, numai că de mult Dumnezeu să fi plecat de la tine. Deci am mișcat profund cântecul de cântare pe care l-ați auzit și dumneavoastră în această zi aici. Doamne, te rog, nu pleca. Nu mă lăsa. Rămâi în inima mea. Pot pleca prieteni, pot pleca cunoștințe, pot pleca cei mai dragi oameni de lângă tine. Dar dacă n-a plecat Dumnezeu, încă n-ai pierdut nimic. De aceea, dacă Dumnezeu pleacă, este cea mai mare dramă din istoria omenirii. Și asistăm, dragii mei, în textul din această zi, la un moment în care, de fapt, exact asta se întâmplă. Dumnezeu pleacă din viața lui Saul, ba chiar în dreptul lui se folosește această nedorită, tristă, dar reală sintagmă: Dumnezeu l-a lepădat pe Saul. Este ultima treaptă din care nu te mai poți ridica. Drumul este irreversibil. Aproape că pentru teologia noastră din ce în ce mai simplistă astăzi, e greu de acceptat că Dumnezeu poate să lepede oameni la un moment dat. Însă realitatea este că versetul acela din Evanghelia după Matei, de la capitolul 7, Doamne, n-am prorocit noi, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi, cum zice acolo, nu minuni, multe minuni în numele Tău, plecați de la mine, căci niciodată nu v-am cunoscut. Versetul ăsta trebuie înțeles în maniera aceasta. Niciodată eu, Dumnezeu, în atot cunoașterea mea, în omniștiența mea, nu v-am validat ca fiind slujitor al lui Dumnezeu. Vă știam deznodământul. Chiar dacă undeva într-o etapă sau mai multe ale vieții voastre a stat lângă Dumnezeu. Și vedeți, Saul, când Dumnezeu se îndepărtează de la el, apar ce? Din nou luptele, vicile, întunericul din viața lui și urmărește în textul biblic să ia viața omului Dumnezeu, regelui David. Vedeți, din punct de vedere al formei de guvernământ, națiunea lui Israel, aș putea spune probabil un pic impropriu termenul formă de guvernământ, undeva la trei forme de guvernământ. Mai întâi a fost sistemul teocratic, ce înseamnă asta? Dumnezeu, în mod literal, conducea poporul prin diferiți reprezentanți ai săi. La un moment dat a apărut a doua perioadă, perioada judecătorilor, când în timp de criză morală, economică, militară, Dumnezeu ridica diferiți slujitori care să fie izbăvirea lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Și, în fine, cea de-a treia formă de guvernământ, cea în care se regăsește și textul nostru, forma de guvernământ numită monarhia. Când poporul lui Dumnezeu a privit spre alte popoare păgâne și a zis: vrem și noi un împărat peste noi. Această formă de guvernământ, monarhia, adică poporul să fie condus de un rege, n-a fost ideea lui Dumnezeu. Adică n-a făcut parte din voia lui Dumnezeu, nici normativă, nici decretivă, ci doar din voia lui Dumnezeu permisivă. În sensul în care Dumnezeu n-a intenționat pentru poporul Israel să aibă un împărat, ci Dumnezeu doar a îngăduit pentru poporul Israel să aibă un împărat. Și asta este o mare diferență. Și uitați-vă în textul acesta că primul rege din sânul poporului Dumnezeu Israel a fost cine? Exact, Saul a fost. Știe cineva câtă vreme a domnit? Acum vă rog frumos, nu vă certați. Unii ziceți doi, alții mai mult, alții mai puțin. Atunci care e realitatea? Deci
Din punct de vedere istoric, regele Saul a domnit 40 de ani. Numai că pentru toți cititorii atenți ai Sfintei Scripturi, veți observa că există un pasaj biblic în care apare această frază: Saul a domnit doar 2 ani peste Israel. Sigur că există foarte multe controverse și felurite interpretări pe seama acestui verset. Nu-i treaba mea să rezolv ceva ce teologii în istoria 2000-3000 de ani, de 3500 de ani chiar de la primele apariții vechi testamentare. Vreau să vă spun, dragii mei, că vă spun cum am înțeles eu. Este o interpretare strict subiectivă. Deși, în realitate, din punct de vedere istoric, Saul a domnit 40 de ani peste Israel, sintagma biblică 2 ani peste Israel, pe care o veți găsi într-unul din pasajele biblice, cred că vrea să sugereze ideea faptului că Saul a domnit doar 2 ani cu Dumnezeu. Restul anilor, fără de Dumnezeu. Asta se numește pierdere de timp. Și atunci, pentru prima dată când am citit pasajul acesta biblic, a apărut o întrebare în sufletul meu și această întrebare suna cam așa: de ce Dumnezeu a îngăduit totuși ca regele Saul, dacă doar 2 ani a domnit cu Dumnezeu, să mai rămână încă 38 de ani? De ce? Și atunci am înțeles că Roman capitolul 2 se aplică și în zona aceasta. Nu vezi tu, omule bun, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iar faptul că Dumnezeu l-a îngăduit pe Saul cu toate practicile lui păcătoase, nu însemna că Dumnezeu valida felul păcătos de a fi a lui Saul, ci dimpotrivă, așteptarea aceasta lui Dumnezeu era o invitație discretă la pocăință și la schimbare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea lui. Observați, dragii mei, că Dumnezeu nu cuantifică, nu validează decât anii cât ai trăit cu El. Mai simplu spus. Dacă, de pildă, un om se întoarce la vârsta de 35 de ani la Dumnezeu, să zicem că până la 35 de ani a trăit în lume, cuprins de vicii, de patim, cânta pușca și cureaua lată, își vedea de treaba lui, n-a avut nicio treabă cu Dumnezeu și într-o zi intră într-o biserică, aude o cântare, o revelație, un cuvânt de predică și Dumnezeu îi vorbește. Din momentul acela, el își schimbă viața, Dumnezeu îi atinge sufletul, îl naște din nou și din momentul acela vrea să trăiască toată viața lipit de Dumnezeu. Toți anii ăia, până la vârsta de 35 de ani, se numesc ani pierduți, pe care Dumnezeu nu-i cuantifică. Din momentul în care te întorci la Dumnezeu, anii vieții tale se numără și vor fi răsplătiți de Domnul Dumnezeu. De aceea, este extrem de important cât mai devreme să-L alegem pe Dumnezeu în sufletul nostru și să rămânem cu El toată viața noastră. De ce spun fraza asta? Pentru că dacă ne-am retrage puțin din detaliile Scripturii și am avea o perspectivă panoramică asupra acestui pasaj din 1 Samuel, capitolul 24, la o primă analiză telegrafică, aș observa cel puțin trei categorii de oameni în textul ăsta. Prima categorie de oameni sunt oamenii care n-au fost niciodată oamenii lui Dumnezeu. Aceștia ar putea fi reprezentați de generalul lui Saul, care îl urmau pe Saul dintr-un spirit servil, doar pentru că era bine, dintr-un spirit oportunist, să stai lângă regele Saul, poate că în felul ăsta vei dobândi anumite avantaje. Dar ei niciodată n-au avut o relație specială cu Dumnezeu prin care luptau însuflețiți să propășească lucrarea lui Dumnezeu. Și să știți că există riscul ăsta și în bisericile noastre. Ca mulți oameni să vină la biserică și în mod real să nu fi avut nicio naștere din nou și nicio întâlnire reală cu Dumnezeu. S-au întâlnit cu cultul baptist, cu cultul ortodox, cu cultul penticostal, dar nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și asta este cel mai grav lucru. Deși nu înjură, nu drăcuie, nu fac fapte de rușine, ei trăiesc, am zice, din punct de vedere a eticii creștine, moral, dar n-au nicio întâlnire cu Dumnezeu. Ori vreau să vă spun că moralitatea e bună că te scapă de avocat și de pușcărie. Dar numai întâlnirea cu Dumnezeu și nașterea din nou te scapă de iad. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Există a doua categorie de oameni pe care o văd în textul acesta. Sunt oamenii care cândva au fost oamenii lui Dumnezeu și la un moment dat n-au mai rămas oamenii lui Dumnezeu. Aceasta a doua categorie de oameni este reprezentată de Saul. Omul care cândva, când Dumnezeu l-a chemat în fruntea poporului său, s-a ascuns printre vase. Și Dumnezeu l-a chemat să fie căpetenia poporului Dumnezeu Israel. A ajuns să fie împărat și să știți că pun psihologii că poți cunoaște cu adevărat un om nu atunci când e un no-name, un nesemnificativ, un om care n-a realizat multe lucruri în viață, ci atunci când are o poziție de putere. Pentru că atunci când ai o poziție de putere,
îți dai seama cine ești cu adevărat. Și uitați-vă că omul acesta 2 ani a fost cu Dumnezeu, dar la un moment dat a început să creadă prea mult în poziția lui. Și ușor, ușor a început să creadă că e mai deștept decât Dumnezeu. Atât de deștept încât poate sfida legea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune într-o zi, pe vremea cât încă era el tânăr, du-te și omoară tot ce a lui, tot ce a lui Amalec. Și el a zis, nu, lasă, Doamne, că eu mi-s o țâră mai deștept decât tine. Sau o leacă, că este termenul dumneavoastră, Bihorean. Și a păstrat pe împăratul Agag oile cele mai bune, nu și-a asumat responsabilitatea, a pus toată responsabilitatea pe urmerii poporului, poporul acesta. Și uitați-vă că din momentul acela Saul merge din cădere în cădere. Confundă chemarea lui Dumnezeu, se duce, aduce jertfă, măcar că nu era îndreptățit și chemat de Dumnezeu pentru astfel de lucrare. Dacă nu mai faci lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, mereu vei face o altă lucrare. Sigur, nu lucrarea lui Dumnezeu. Și vei încurca și pe alții care au fost chemați de Dumnezeu să facă o lucrare. Și vreau să rețineți această propoziție pe care o veți mai auzi de câteva ori în timpul predicii mele ca un leitmotiv al predicii din această zi. Ce nu omori la tinerețe, te va omorâ indubitabil la bătrâneți. Și mai zic o dată. Ce nu omori la tinerețe, te va omorâ la bătrâneți. Dumnezeu îi spune lui Saul, omoară tot ce a lui Amalec. Și într-o zi, aflați preamurgul vieții, Saul, în învălmășala luptei pe munții din Gilboa, el, cei 3 fii a lui, împreună cu Ionatan, mor pe câmpul de bătaie. Cineva îl lovește, simte că nu mai poate, că și-a pierdut puterea, se aruncă într-o sabie și apoi există un detaliu care deranjează, dar este extrem de grăitor acolo. Un amalecit, spune Biblia, a venit și a furat ce? Cununa împărătească și brățara de la mână. Cine i-a furat cununa împărătească și brățara de la mână? Cine a fost propriul lui gropar, zice stare? Un amalecit. Cu vreo câțiva zeci de ani în urmă, Dumnezeu i-a spus lui Saul, omoară tot ce a lui Amalec. Și el a zis, nu, Doamne, știu mai bine. Și pentru că la tinerețe nu le-a omorât pe Amalec, Amalec va deveni groparul tău la bătrâneți. Așa se face că unii oameni care încă din primii zori când s-au întâlnit cu Dumnezeu ai tinereții, dacă au ascultat de poruncile lui Dumnezeu și și-au răstrâng patimile și vicile din viața lor, vor sfârși viața aceasta cu Dumnezeu. Și la bătrânețe vor fi tot plini de suc și vezi, plini de puterea lui Dumnezeu și vor spune cum a strigat salmistul David pe patul de moarte. Duhul Domnului este peste mine, pentru că stânca lui Israel mi-a vorbit. Și nu-i declarație mai frumoasă la finalul vieții dumneata sau la finalul vieții mele, când alții ne vor pune mâinile pe piept și vom închide ochii ăștia pământești pentru întotdeauna și vom pătrunde în veșnicie cu Dumnezeu, să putem spune, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Dar pentru aceasta, dragii mei, va trebui să omorâm la tinerețe lucrurile care sunt lupte, războaie spirituale în sufletul, în inima, în trupul nostru. Și când vom avea biruință atunci și vom rămâne într-o permanentă veghere și călăuzire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să știți că vom avea garantat un sfârșit de viață binecuvântat. Vreau să vă atrag atenția că viața aceasta este o luptă și un război cumplit, dar sunt 2 momente cheie când se dau cele mai mari bătălii ale omului, și anume, mai întâi, la tinerețe. Sunt cele mai mari bătălii. Și vreau să mă asculte mai ales tinerii și adolescenții în această zi. La tinerețe se dau cele mai mari bătălii. E momentul când ai cea mai puțină experiență și când faci cele mai importante alegeri. Și atunci ai nevoie disperată de călăuzirea lui Dumnezeu. Atunci diavolul dă o luptă crâncenă să te distrugă și să distrugă viitorul. Că dacă te-ai căsătorit prost, dacă ți-ai ales profesia nepotrivită, toată zona ta de slujire și chemarea lui Dumnezeu poate să fie blocată și frânată pentru totdeauna. Nu înseamnă că nu poți fi mântuit dacă ai ales o profesie nepotrivită. Nu înseamnă că nu poți fi mântuit dacă te-ai căsătorit cu o persoană nepotrivită, dar înseamnă că viața ta, chemarea ta, slujirea ta vor fi foarte îngreunate, chiar uneori cu riscul pierderii mântuirii dacă nu veghezi. Prin urmare, la tinerețe se dau cele mai mari bătălii. Și o căsătorie greșită, decizii de viață greșite ne pot costa pentru întotdeauna. De aceea, dragii mei, va trebui să fim foarte atenți, mereu să fim lângă Dumnezeu, dar mai ales la tinerețe, când trebuie să luăm
decizii capitale pentru tot restul vieții noastre. Și se mai dă a doua bătălie foarte grea, știți când? La finalul vieții. Am cunoscut oameni la căpătul căror am stat, fiind pe patul de moarte, care spuneau, văd broaște, văd duhuri necurate care vin să-mi ia sufletul. Și am înțeles atunci că omul ăla avea lucruri nemărturisite în viața lui. Ba chiar de curând am fost invitat să merg la o familie, la o doamnă care avea soră, care avea 80 și ceva de ani. Femeia aceasta, cu ani în urmă, l-a iubit pe Dumnezeu. În ultimii, cred că 10-15 ani, n-a mai venit la biserică, s-a îndepărtat de Dumnezeu. De câteva ori m-am mai întâlnit cu dumneai prin oraș, la diferite cumpărături. M-am oprit și am spus, stimată soră, veniți din nou la casa lui Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu. Pe patul de moarte, când se zbădea între viață și moarte, pierdându-și conștiința, nu mai avea control asupra rațiunii, decât așa, faze scurte de conștiență, m-au chemat oamenii de acolo la disperarea dânsei să vin să stau de vorbă cu dumneai. Eu împreună cu echipa care slujim. Și ne-am dus acolo, când am încercat să stăm de vorbă cu ea, m-a recunoscut și a zis, tu ești fratele Floarea? Și zic, da. Și apoi am zis, sora, și am dat numele, aveți ceva de mărturisit înaintea lui Dumnezeu? Și când ea se pregătea să răspundă, cădea din nou într-o stare de inconștiență. Am stat acolo o oră și jumătate. M-am tot luptat cu ea. La un moment dat, iarăși își revenea și spuneam, ce faceți? Rău, zice, mă simt rău. Și apoi îi spun, îl vreți pe Dumnezeu în viața dumneavoastră? Iarăși cădea într-o stare de inconștiență, dădea ochii peste cap. N-am reușit în niciun fel să primesc două răspunsuri, dacă vrea din nou pe Dumnezeu în viața ei, dacă își cere iertare pentru trecutul ei. Și am plecat după o oră și jumătate de luptă, în care ea n-a putut să spună nimic, cuvinte care să aducă reconciliere și împăcare sufletului ei cu Dumnezeu. Am plecat trist în sufletul meu. Și mi-am dat seama că la finalul vieții este a doua mare bătălie, când diavolul luptă în modul cel mai decisiv pentru pierderea sufletului nostru. De aceea, dragii mei, uitați-vă la Saul, care a început bine și care totuși a sfârșit rău. Faptul că ai început bine nu e o garanție că vei sfârși bine. Pentru că Dumnezeu vrea să începem și să rămânem cu Dumnezeu până la capăt. Pentru că mai greu decât a dobândi succesul și biruința spirituală este să rămâi pe poziția de succes și biruință spirituală până la capăt. De aceea Dumnezeu să ne ajute. Și în final, există sigur a treia categorie de oameni în textul ăsta. Oameni care au fost și au rămas oamenii lui Dumnezeu până la capăt. Ce am spus eu în această zi? Asta a fost doar introducerea. Am vorbit mai întâi despre oameni care n-au fost niciodată oamenii lui Dumnezeu. Să știți că riscul ăsta poate paște și Bisericii lui Dumnezeu, mai ales, mai zic încă o dată, mai ales cei care s-au născut în mediul evanghelic. An de zile m-am ocupat cu conferințe de tineret. Veneau oameni nu doar din cultul creștin penticostal, și de la alte confesiuni creștine. Și printre altele, cu cei care veneau din mediul evanghelic, una din întrebările la care foarte greu le era să dea un răspuns clar, punctual, era această întrebare. Spune-mi, te rog, ziua, ora, măcar anul, când te-ai născut din nou. Pentru că ei s-au născut într-o familie de credincioși. Ei veneau, cântau, ei veneau, spuneau poezii, ei se închinau, ei slujeau în cor. Dar cu toate acestea n-au avut un moment decisiv în care să spună, Doamne, mi-e scârbă de viața mea, mi-e scârbă de cine sunt, am nevoie disperată de Tine și de mântuirea Ta. Și erau doar morali, dar nu erau născuți din nou. Și mi-am dat seama că oamenii aceștia făceau cele mai mari probleme în biserică, pentru că ei n-au avut niciodată întâlnire reală cu Dumnezeu. Cu omul care a fost în lume e mult mai simplu. Bă, zice, eram în lume, trăiam în păcate, în vicii, am venit în biserică, m-am întâlnit cu Dumnezeu, din momentul acela știu ziua, anul când Dumnezeu mi-a schimbat viața și felul meu de a fi s-a schimbat. Dacă oamenii care n-au fumat niciodată, n-au drăcuit niciodată, n-au înșelat niciodată, n-au făcut fapte de rușine, dar care totuși au adunat în sufletul lor amărăciune, aroganță, mândrie, răzbunare, spirit vindicativ. Oamenii aceștia cred că dacă n-au păcate mari, pe care le tot condamnăm noi la amvon, este în regulă. Dar ei, când sunt în adunare, nu spun două vorbe la rugăciune. Dar ei, când sunt în adunare, cântarea trece pe lângă urechile lor și n-au parte de atingerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ei nu vin în timpul săptămânii la biserică, că ei sunt boieri spirituali. Ei vin doar să bifeze o zi de duminică, că doar așa s-au obișnuit de când s-au născut.
dar în inima lor nu există dor, nu există pasiune, nu există sete, nu există căutare după Dumnezeu. Și oamenii ăștia nu s-au născut din nou. Oamenii ăștia pot fi penticostali, pot fi baptiști, pot fi ortodoxi, dar nu pot fi oamenii lui Dumnezeu, pentru că poți deveni omul lui Dumnezeu doar dacă a murit firea veche și te-ai născut din nou la o viață nouă spirituală cu Dumnezeu. Și acum vă pun o întrebare. E cineva aici cadru medical? Mâna sus. Nu, Domnul să vă binecuvinteze. Cum vă dați dumneavoastră seama și acum puteți deveni toți cadre medicale, că doar boala românului e băgat în seama și priceputul la toate, cum vă dați dumneavoastră seama că cineva a murit? Adică și a sfârșit existența aceasta biologică. Cum vă dați seama? Că nu mai mișcă? Eu pot sta nemișcat și slavă Domnului încă sunt în viață. Cum ne dăm seama? Nu mai respiră. Nu mai are puls. Nu mai respiră. Și atunci înțelegem că omul ăsta pasibil de moarte, dacă nu chiar a murit. Știți cum numeau părinții bisericești rugăciunea? Respirația sufletului. Și un om când vine la biserică, îl vezi, se uită pe pereți, oriunde în altă parte, scrolează pe TikTok, dacă are, dacă nu e o țără mai deștept. Dar n-are, domne, nicio treabă cu tot ce se întâmplă acolo. Nu-l vezi că se roagă. Și am o bănuială ciudată că dacă la biserică cât e ora de rugăciune nu te rogi, îmi spune mie că tu te rogi acasă în fiecare zi. Mi-e greu să cred asta. Cât aveți dumneavoastră rugăciune aici? În ce zi a săptămânii? Miercurea? Așa e că tot la fel de pline și ziua de miercuri. Sau miercuri vin la rugăciune doar oamenii care n-au prea mulți bani, n-au prea multă școală, care au nevoie de Dumnezeu, că doar noi suntem atât de deștepți, ne merge atât de bine, încât putem rezolva lucrurile prin inteligență, prin bani. La ce să mai venim la rugăciune în fiecare zi? Iertați-mi ironia, dar nu știu altfel să vă spun. Pentru că atunci când un om se întâlnește cu Dumnezeu, omul ăla îl caută pe Dumnezeu din toată inima. A doua categorie, oameni care au fost și n-au mai rămas oamenii lui Dumnezeu. Și să știți că este o vreme de cernere. Dacă m-ați întrebat pe mine, eu nu aștept nici persecuție, nici prigoană. Vă spun că cea mai cumplită vreme și metodă de cernere nu e să vină prigoana din nou, că poate în prigoană s-au mai trezit unii alții care sunt amorțiți. Cea mai cumplită și insidioasă, vicleană formă de cernere a diavolului pentru creștinii de astăzi, știți care este? Confortul. Să ne meargă totul bine. Pentru că, ascultați-mă, eu dacă am sănătate, am bani, am diplome, mă descurc, e atât de greu să se motiveze inima asta mea rea să vină miercurea la rugăciune, să nu fi lipsit, și o spun cu smerenie, de peste 19 ani, să nu fi lipsit marțea, că noi marțea avem rugăciune, joia, duminică dimineața sau duminica seara de la biserică. Și atunci când toate îți merg bine, tu trebuie să alegi. Fie să stai picior peste picior la o limonadă, fie să te plimbi prin Oradea, că nu-i chiar urât orașul ăsta. Și atunci, fie să vii la biserică și să cauți rugăciunea și părtășia cu sfinți. Ce trebuie să te motiveze să fii să stai 3 ore duminică dimineață la biserică? Că unii au doar 2 și peste vreo 10 ani mi-e teamă că au 1 și apoi niciuna. Eu cunosc biserici care au avut programe de la 9 la 12, după aia de la 10 la 12, după aia au scos programul de duminică seara, că au zis, frate, dar ce atâtea slujbe? După aia l-au scos și pe ăla de peste săptămână și au o singură slujbă, o dată pe săptămână. Și mie că într-o zi o să spună generația următoare, ce nevoie mai avem și noi de rugăciune și de Dumnezeu? De dragul de a fi relevanți și de a nu plictisi masele de oameni, e posibil să fi pierdut ceva ce înaintașii noștri au avut. N-au avut școlile noastre, n-au avut pregătirea noastră, n-au avut banii noștri, dar au avut dragoste de Dumnezeu. Și singura forță din univers care te motivează să stai, cum am văzut acolo prin spate, o doamnă care stătea cu mâine pe sus și se ruga. Și atâta pasiune pentru Dumnezeu avea. Iar alții, la rugăciune, se uitau pe pereți. Și mă întreb, aceeași atmosferă, aceeași închinare, diferența o face inima. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, îl vei căuta cu tot sufletul tău. De aceea îmi doresc din toată inima, dragii mei, să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Și să rămânem oamenii lui Dumnezeu. Pentru că este o vreme de cernere cumplită când binele din viață a reușit pe mulți să-i smulgă din brațul lui Dumnezeu. Și diavolul ne-a pus totul pe tavă. Și atât de greu inima asta se motivează să-L caute pe Dumnezeu. Pentru că dacă necazul te aduce la rugăciune, n-aș putea să zic atâta drag ai tu de Dumnezeu. Te aduce nevoia disperată că n-ai soluție. Dar când tu nu ai probleme mari și vii la Dumnezeu, numai dragostea trebuie să te motiveze. N-aveam un plan să citesc asta, dar vă citesc ceva
foarte pilduitor. Nu știu câți dintre dumneavoastră s-au auzit de Sherry Easter, dar femeia aceasta e una din vocile extraordinare ale Americii, ea cântă în grupul Gator Vocal Band. Ea a avut o luptă teribilă cumplită cu cancerul și Dumnezeu a vindecat-o de cancer. A compus o melodie care se numește I Just Came to Talk with You, Lord. Am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Și atunci când am auzit pentru prima dată cântarea aceasta interpretată în limba engleză, versul acestui cântec mi-a mișcat realmente sufletul meu. Și ascultați-mă, încerc să traduc, probabil că nu o să aibă o linie melodică cum are în limba engleză, dar câteva dintre versuri care mi-au mișcat sufletul și mi-am dat seama că asta înseamnă întâlnirea omului reală cu Dumnezeu. Auziți, nu am venit să cer nimic, am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Ai răspuns la 1.000.000 de rugăciuni pentru care am uitat să-ți mulțumesc. Am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Poate mâine vor fi necazuri și tristeți și pot cădea 1.000 de lacrimi. Dar până mă confrunt cu sarcina de mâine, nu am nicio favoare specială de cerut, am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Și ultima strofă. De câte ori, Doamne, necazurile m-au pus pe genunchi. Oh, dar de data asta am venit doar să vorbesc cu Tine, Doamne. Vezi că nu am cu adevărat niciun motiv egoist în minte de cerut, am venit doar să-ți mulțumesc Ție, Doamne. Și când ai în inima dumneata această dragoste, dragostea este motorul care te mișcă în căldură de peste 34-35 de grade, să vii la biserică și indiferent cum ar fi, să poți să cauți prezența lui Dumnezeu. Părinții mei, săptămânal, pe vremea când încă nu erau posibilități și biserici, se băteau kilometri întregi ca să ajungă la biserică pe vremea aceea pe jos. Unul ținea în cârcă, altul în mâna dreaptă, altul în mâna stângă. Și căutau fața lui Dumnezeu. Astăzi, dacă nu avem aer condiționat, dacă nu avem condiții, aproape că ne-e atât de greu să ne motivăm să mai ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce am pierdut noi? Am pierdut dragostea de Dumnezeu. Am pierdut, de fapt, inima. Ne-am dezvoltat mintea atât de mult. Minte care poate face dezbateri teologice, filozofice, de orice ordin ar fi. Chemăm pe oameni, putem da oricând lecții de retorică, de oratorie. Dar după ce am predicat ore întregi, aproape că ne-e atât de greu să mergem să facem o vizită în spital cu compot și mere la un om care e necăjit. Dar în schimb, putem vorbi despre empatie și despre dragoste până mâine dimineață și să uimim masele de oameni. Dar atât de greu viața asta noastră se motivează să intre într-o conduită creștină făcând faptele credinței. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și observați că există această a treia categorie de oameni, oameni care au fost și au rămas oamenii lui Dumnezeu până la capăt. Cine o fi? Cine? Davidul. Despre regele David vorbim. Și uitați-vă că îmi veți spune poate în această zi, frate, da, dumneata nu știi că Bașeba a păcătuit cu David, nu știi episodul Urieba, da, le știu pe toate acestea. Dar vreau să vă spun că a fi om al lui Dumnezeu nu înseamnă a fi perfect. Și înseamnă, și dacă s-a întâmplat să cazi, să te ridici și să cauți pe Dumnezeu din toată inima ta. Pentru că dacă ai căzut, zice Biblia, chiar prin înțeleptul Solomon, cel neprihănit poate cădea de 7 ori, dar nu rămâne acolo, se ridică. Dacă ai căzut, nu ești copac să rămâi la pământ. Te ridici, scuturi țărâna păcatului de pe tine și mergi înainte, slujindu-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Și regele David a sfârșit ca un om al lui Dumnezeu. Pentru că puțin mai devreme am evocat celebrele cuvinte de pe patul de moarte. Duhul Domnului este peste mine, pentru că stânca lui Israel mi-a vorbit. Ce deznodământ, ce epilog de viață uimitor. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Și acum, permiteți-mi să răspund la o întrebare din textul acesta pe care l-am citit. Ce mai înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Aceasta este, dacă vreți, tema din această zi, titlul predicii. Ce mai înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Trei răspunsuri. În primul rând, om al lui Dumnezeu înseamnă să nu te răzbuni nu când n-ai posibilitatea să o faci, ci când ai posibilitatea să o faci. Despre ce e vorba? Fiindcă David a dovedit că a fost și a rămas omul lui Dumnezeu până la capăt, uitați-vă în textul acesta biblic că el, măcar că avea posibilitatea să-i facă rău lui Saul, care de luni de zile îl urmărea, cu ce scop? Să-l omoare. De ce? Cu ce a greșit David? Știe cineva să-mi spună? Cu nimic. Dar uneori,
Când ești prea bun și Dumnezeu a pus în tine o chemare, un foc, o lumină, vei stârni invidia. Și mie îmi sunt dragi oamenii care pentru a li se vedea lumina lor, nu trebuie să stingă lumina altora. De aceea, dragii mei, uitați-vă că Saul, de fapt, știți de ce îl urmărea pe David ca să-l omoare? Nu că David îi greșise cu ceva, că aici este absurditatea și anomalia unor vieți care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Aceea cărora le-a făcut numai bine, David i-a făcut numai bine lui Saul. Vă aduceți aminte când era marea criză militară, când poporul era disperat, de 40 de zile venea Goliat și intimidat, dimineața și seara. De ce dimineața să-i strice ziua, de ce seara să le strice somnul? Și în felul ăsta Goliat te intimidea în fiecare zi. Și într-o zi Dumnezeu o ridică pe un tinerel, pe nume David, și spune: David, cine este acest neteat împrejur care ocărăște oștirea lui Dumnezeu? Că dacă mă înjura pe mine sau de mama, probabil că nu ziceam nimic. La noi e invers astăzi. Dar ocărăște numele lui Dumnezeu și nu pot să văd că numele lui Dumnezeu e ocărât și o să stau cu mâinile în sân într-o ignoranță totală. Nu! Eu mă voi duce să lupt cu acest neteat împrejur, nu ca să se știe că David este viteaz și să-mi fac un cult al personalității, cum se întâmplă astăzi de multe ori. Și să se știe că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și că poporul Israel are un Dumnezeu atotputernic și suveran. Glorie lui în veci! Și s-a dus și a luptat cu Goliat și Dumnezeu i-a dat biruință. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Apoi când Duhul cel rău îngăduit de Dumnezeu venea peste Saul, cine mergea să-i cânte cu harpa? David venea să-i cânte cu harpa. Și pe cine nu lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Omul David, care a făcut numai bine, într-o zi s-a trezit în punctul în care îi victima unui împărat rău, lepădat de Dumnezeu, care mânca de invidie, a început să-l poarte pe la ficați. Că Domnul ne-a spus să-i purtăm pe oameni în inimă, numai că noi i-am mutat de la inimă la ficați. Și din cauza asta s-au înrăutățit relațiile între noi și au devenit cuvintele noastre atât de contodente și de acide. Și omul ăsta, dragii mei, atât de tare s-a îndepărtat de Dumnezeu, încât căuta să-l omoare pe David. Am spune inadmisibil. Dar să știți că atunci când Dumnezeu pleacă dintr-un om, vei deveni om capabil să faci atâta rău că nu ți-ai imaginat vreodată în viață. Și mai zic o vorbă, să te ferească Dumnezeu, să vezi adevărata drojdie din om. Că te sperii, te îngrozești și spui, bă, da, asta ce-a făcut 20 de ani? Ce-a făcut 40 de ani de când vine la biserică? Pentru că ce nu omori la tinerețe, te va omorâ la bătrâneți. De aceea, veți vedea că unii oameni, cu cât îmbătrânesc, unii vor fi mai înțelepți, mai aproape de Dumnezeu, un izvor de pace și de înțelepciune, iar alții vor deveni mai răi, mai răzvrătiți, mai nemulțumiți de tot ce se întâmplă în biserică. De ce? Pentru că exact ce am spus mai devreme, ce nu omori la tinerețe, te va omori la bătrânețe. Și om al lui Dumnezeu înseamnă să nu te răzbuni când ai posibilitatea să o faci. Imaginați-vă că în textul ăsta Saul cu oamenii lui erau în peștele Enghedii. Era momentul cel mai prienic când ăștia s-au pus să doarmă obosiți. Cu 3.000 de bărbați, Saul, ce căuta? Să-l omoare pe David. Și David, din celălalt capăt al peșterii, îl vede, îi taie doar colțuri de la haină lui Saul și lasă să trăiască. Îi zic generalului lui David, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Zicea Domnul sau ziceau ei? Ăștia asemănau cu spiritul nostru penticostalicesc. Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă predic. Și după o oră de predică zic, bă, n-a avut nicio treabă cu nevoia poporului. Dar uneori folosim cuvinte de complezență să dea bine și cumva să încurajăm suie emoțională la oamenii, bă, ascultați-ne că Domnul ne-a spus. Dar uneori folosim cuvinte de complezență. Și David e atent la detalii și zice, oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar eu te-am cruțat, ca să înțelegi că în mine nu e niciun spirit rău, vindicativ sau de răzbunare. Și uitați-vă, dragii mei, că David ar fi putut să se răzbune. Ce ai făcut dumneata? Ai fi putut pur și simplu să-i lovești cu o sabie și să-l omori. Și printr-un șorcat al vieții s-a ajuns să fii prima poziție în poporul Israel. Ce simplu era. El deja fusese uns de Dumnezeu. Putea invoca revelații biblice. Duhul Sfânt, prin omul lui Dumnezeu, prorocul Samuel, m-a uns să fiu ce? M-a uns să fiu împărat. Și putea invoca. Așa că, uite, Dumnezeu i-l-a dat în mâini, l-am pedepsit, se dovedește măiestria mea. Dar uitați-vă, dragii mei, că David nu se răzbună. Și asta înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Să nu te răzbuni atunci când ți s-a făcut atâta rău, când oamenii chiar atentează la viața ta, nu doar la imaginea ta. Și din momentul acela tu să spui, eu nu mă voi răzbuna,
Pentru că Dumnezeu se răzbună. Răzbunarea nu-i niciodată misiunea noastră în calitate de creștini. Răzbunarea nu-i geabul nostru. Dar mulți dintre noi luăm locul lui Dumnezeu și ne răzbunăm. Roman capitolul 12 spune: nu vă răzbunați, că răzbunarea este a cui? Nu a domnului Vasile sau Costel, nici a doamnei Leana. Este a Domnului Dumnezeu din ceruri. Dar uneori noi luăm locul lui Dumnezeu și ne răzbunăm. Când eu mă răzbun, de fapt indirect, subliminal, îi transmit un mesaj lui Dumnezeu: eu sunt mai deștept ca tine, că tu nu te poți răzbuna pe omul ăsta, așa că lasă-mă pe mine să-ți arăt cum ar trebui să te răzbun pe el. De aceea, dragii mei, cum stați cu răzbunarea în această zi? Și vă iau așa de la micro la macro ca să rezistați până la finalul predicii. Ați fost la nunta cuiva. Urmează să vă căsătoriți pruncul. După ce ați dat invitațiile, Domnul zice: ăla n-a fost la nunta mea, nu mă duc nici, nu mă duc nici eu. Câți dintre voi ați auzit vorba asta? Mi-aduc aminte cu vreo câțiva ani în urmă, am primit o invitație de nuntă și nevastă mi-a zice: da, ei au fost la nunta noastră. Bă, și zic, nu. No, amu, ce obligație avem noi? Mai mare, i-am zis. Nu, zice, oricum avusesem în anul ăla vreo 20 de nunți, atunci pentru prima dată mi-a părut rău că am un neam mare, dar după mi-am revenit imediat. Și vă dați seama, dragii mei, că n-a fost chiar ușor. Și în momentul acela, i-am spus soției mele, dacă putem să ne ducem, trebuie să ne ducem ca să arătăm că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ne-am dus. Pentru că mi-am dat seama că ușor, ușor, prin chestiuni mici, aproape de nebăgat în seamă, construim ceva, cărămidă cu cărămidă, și formăm o tipologie de om, un caracter, o personalitate. Și mi-am dat seama că diavolul vrea să așeze un lăstar acolo de amărăciune, mic, mic, aproape invizibil. Și zic, Domnule, nu a fost, nu mă duc nici eu. Și o formă ușoară, aproape banală de răzbunare, dar ea pune tot mai mult și tot mai mult. Și așa ajungem că dacă cineva ne spune o vorbă rea, noi să spunem 100. Nu zicem noi vorba asta. Dar ce eu, dacă-s pocăi, nu înseamnă că-s prost. Dar ce dacă mi-a dat o vorbă de m-a ucis, sufletește vorbind, eu pot să-i dau 100, ca să vadă că știu să-i dau replica. Și mi-aduc aminte că odată cineva mi-a spus undeva în Spania, ce, frate, crezi că eu nu știu să-i dau replica, am să mă duc, să-l dau de la amvon, să-i zic asta, cealaltă, și să vadă poporul. Și zic, omule bun, ascultă-mă, artă în viață nu-i să știi să dai replica și să zbieri și să generezi mai departe conflicte. Adevărata înțelepciune și artă spirituală este să nu te răzbuni, să taci și să spui răzbunarea este a Domnului. Că de răzbunat toți o pot face. De oameni care se lupte pentru pace, e din ce în ce mai greu, aproape pe cale de dispariție oamenii ăștia. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii aceia care să nu ne răzbunăm în nicio situație din viață. Doamne, ajută-ne! Amin. Dar acum, dragii mei, vreau să forez mai adânc în subiectul ăsta și adiacent întrebării puse mai devreme să mai pun încă una. Ce l-a ajutat totuși pe regele David să nu se răzbune? Și am observat acolo câteva secrete. Primul secret pe care aș vrea să-l aduc în fața dumneavoastră este acesta. Învață să găsești dușmanului tău circumstanțe atenuante. Ce înseamnă asta? De exemplu, dacă în instanță cineva a fost incriminat pentru o infracțiune de furt, ce face avocatul apărării? Nu poate contesta fapta. Cu unii doar așa aveți percepția. Pentru că fapta există în materialitatea ei. Și atunci ce poate să fac? Avocatul zice, bă, da, pămatale, ce te opuca să furi? Păi zice, aveam acasă 5 prunci, n-am avut de mâncare și am furat 200 de lei și m-am dus să cumpăr de mâncare pruncilor mei. Aha, zice avocatul. Și atunci în fața instanței pledează în maniera aceasta. Pentru infracțiunea de furt, pedeapsa este între 2 și 7 ani, judecătorul, după cum vrea, hotărăște, poate să-i dea 2, poate să-i dea 7. Atunci avocatul apărării vine și îi găsește ce? Circumstanțe atenuante. Și el zice așa: stimată sau onorată instanță, zice, omul ăsta, într-adevăr, a făcut o faptă incalificabilă atentând la proprietatea altcuiva. Dar știți de ce el a furat suma asta? Am dat un exemplu aleatoriu de 200 de lei. Pentru că n-avea mâncare prunci acasă, pentru că a încercat și n-a reușit. Și atunci judecătorul zice, vă, ăsta are dreptate.
în loc de 7 ani, îi pun 2 ani. Că știți cum e? Când o instanță te judecă pentru că ai furat o pâine și 2 covrici, îți dă pedeapsă câțiva ani de pușcărie. Dacă furi milioane de euro, te pune în guvernul României. Glumesc. Da, cam asta e, poate, într-o formă mai șucubeață, drama în care noi românii trăim. Și uitați-vă, dragii mei, că ce a reușit avocatul să facă? Să-i găsească circumstanțe atenuante. E, exact așa văd că face David. Când îi taie colțuri de la haină și iese de cealaltă parte a peșterii, îl strigă și spune: Părinte, Saul dintr-o buimăceală se trezește. Și spune: Glasul tău este fiule David? Da. Și auziți ce zice David? De ce asculți tu de vorbele oamenilor răi care spun David îți vrea răul? Că eu știu de fapt, zice David, că tu, ca om al lui Dumnezeu, care ai fost ales să fii rege în Israel, tu nu ai cum, într-un mod premeditat, conștient, voluntar, să-mi cauți mie rău și să-mi porți sâmbetele. Deci atât de curat și inocent, aproape naiv era David, încât nu putea gândi cu mintea lui că un rege poate premeditat să genereze răul cuiva. Și el spunea: știu care e problema ta, ai niște oameni răi lângă tine, de care te lași influențat și ăia te îndeamnă să-mi faci mie rău, nu inima ta, care era adevărul. Adevărul era că nu oamenii îl îndemnau pe Saul să-l omoare pe David, și inima rea, invidioasă, tendențioasă a lui Saul, pentru că într-o zi a auzit strigătul: mie, zice, îmi dau fetele filistenilor miile, iar lui David zecile lui de mii. Și din momentul acela fața lui Saul n-a mai fost ca înainte. Și de fapt realitatea era asta. Dar vedeți, dacă vrei să nu te răzbuni, învață să găsești dușmanului tot circumstanța atenuant. Știu eu că nu-i pruncul meu de 16 ani care întrântește vorba mea, aruncă ușa în nas și trântește farfurile. E diavolul în spatele lui. Și atunci tu nu vei mai lupta cu Vasile și nici cu Ioana. Cu diavolul din spatele celui care îl călăuzește pe omul respectiv. Și vei înțelege că armele cu care trebuie să lupți sunt armele luminii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Permiteți-mi pentru 2 momente să mă fac vulnerabil, ceea ce nu ne place nouă în general predicatorilor, dar câteodată cred că trebuie să uitați de costum și de cravată și să fim aproape de dumneavoastră povestindu-vă drame din familia noastră. Mi-aduc aminte că și eu vin dintr-o familie numeroasă de 10 frați, 6 băieți și 4 fete. La ora actuală, slavă Domnului, toți sunt căsătoriți și marea binecuvântare, toți pe calea lui Dumnezeu. Am crescut și eu într-o familie în care tata pastor, mama proroc, om al lui Dumnezeu. Sunt din a treia generație de creștini penticostali și pot să spun că am satisfacție când spun asta, pentru că am crescut într-un butuc genealogic bun, binecuvântat, de pe urma cărora am avut ce învăța. În schimb, dragii mei, mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 19 ani de zile, unul din frații mei de corp s-a îndepărtat de Dumnezeu pentru un an de zile. Măcar că tata păstor, mama proroc, om al lui Dumnezeu, venea la biserică doar de gura tatălui, că a fost foarte sever cu lucrul ăsta, s-a așezat pe ultima bancă, pe vremea aceea erau bănci, mai târziu s-au pus scaune, și vreau să vă spun că un an de zile n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. S-a întorat într-un anturaj nepotrivit și într-o seară a ajuns acasă și arăta într-un mod hidos. Avea atunci 16-17 ani. Și mi-aduc aminte că tatăl meu a zis: bă, am încercat cu binele să te schimb, am încercat așa și pe dincolo și n-am reușit. Deci am văzut un măr stricat să poată strica 10 mere bune, dar 10 mere bune nu pot repara mărul stricat. Și tu în felul ăsta nu mai poți rămâne în casa noastră. Pentru că noi ne-am luptat să-ți dăm o educație creștină. Eu sunt pastor, maică-ta e om al lui Dumnezeu, vas de lucru. Nu putem în felul ăsta să te mai lăsăm să trăiești în casa noastră. Și ce, tu n-ai decât să-ți faci bagajul și să pleci. Și mi-aduc aminte în seara aceea, noaptea aceea, de fapt, eram în spate și priveam scena să văd ce se va întâmpla. Și mi-aduc aminte că între tatăl meu și fratele meu s-a interpus mama mea și a zis așa: Nelule, dacă îl dăm pe ușa afară, vom rezolva ceva? El va crește strada și va deveni mai rebel decât este. E timpul să înțelegem că noi nu trebuie să mai luptăm cu el. Trebuie să luptăm în rugăciune, pentru că diavolul l-a legat. Și a început post și rugăciune. O auzeam noaptea la 4 dimineața rugându-se mama mea. Un an de zile de post și de rugăciune. La 7 dimineața, când plecam să ne pregătim orarul ca să plecăm la școală, o auzeam rugându-se. Ajunsese la 4 zile de post pe săptămână. Mergeam cu ea la piață, plângeam, mânca covriși cu lacrimi, mângea acasă. Fiecare zi era o zi tristă pentru ea și spunea mereu în rugăciune: Doamne,
Mi-ai dat 10 copii, nu să fie material pentru iad și să fie capodopere în mâna ta. Eu nu pot accepta ideea, eu să ajung într-o zi în cer și pruncul meu, pentru care m-am luptat, pentru care am plâns și am postit, să ajung în iad. Și după un an de zile de post și de rugăciune, Dumnezeu a întors fiul risipitor la Domnul. În loc cu câțiva ani de zile am fost chemat la o biserică în Londra și eram pentru o singură zi acolo și el locuiește acum în Anglia. Și mi-a zis, Timotei, am auzit că ești în zonă. Da, zic. Ne-am întâlnit la restaurant pentru câteva momente să mai împărtășim așa, de ale vieții, discutând despre una, despre alta. La un moment dat zice, eu nu mai pot rămâne. Și zic, de ce? Mă grăbesc să ajung la biserică. De ce? E cina Domnului și nu vreau să întârzi de la masă cu Domnul. Și am așteptat până au venit frații să mă ducă la evanghelizare. L-am îmbrățișat și până au venit frații să mă ia să mă ducă la evanghelizare, am stat pe scaun plângând de bucurie. Pentru că mi-am duceam aminte că în urmă cu 18-19 ani, el fugea de Dumnezeu, iar acum fugea după Dumnezeu. Pentru că cel ce poate face lucrarea asta este numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Ai fi putut să te răzbuni și să te ceri și să-L bați și să-L zlobești în bătaie, dar nu așa se rezolvă lucrurile. Atunci e timpul să înțelegi că nu el și diavolul e în spate și să lupți cu adevăratul adversar în post și în rugăciune și Dumnezeu va da biruință. Slăvit să fie Domnul în veci. Mai e un secret pe care vreau să-l spun aici și apoi să mai dau două răspunsuri și să caut o concluzie, că oricum e târziu. Dragii mei, un alt secret pe care îl văd în textul ăsta care l-a ajutat pe David să nu se răzbune a fost convingerea faptului că Dumnezeu este în control. De câteva ori se reiterează acest concept. Domnul va judeca între mine și tine. Domnul îmi va face dreptate. Domnul îmi va apăra pricina. Toate aceste afirmații ale lui David, știți de fapt ce demască? Convingerea lui fermă că Dumnezeu este în control. Și când ai convingerea fermă că Dumnezeu este în control, nu te mai răzbun tu și lași pe Dumnezeu să se răzbune. Dar noi când uităm că Dumnezeu este în control, vrem să preluăm noi controlul. Și atunci zice Dumnezeu, nu mai pot lucra, așa că mă dau la o parte și te las pe tine să lupți cu diabetul, cu cancerul, cu conflictele, cu luptele din viața ta. Dar când tu te dai la o parte și zici, Doamne, nu mai am nicio șansă, nu mai pot, zice Dumnezeu, ba da, de-abia acum poți. Câtă vreme mai ai un plan B de rezervă, eu nu pot interveni, că te mai sprijin de un fir de ață. Dar când tu te retragi cu totul și spui, Doamne, eu nu mai am nicio soluție, Doamne, eu nu mai pot face nimic, atunci în scenă apare Iisus Hristos, Regele Regilor și Împăratul Împăraților. Și El spune, eu sunt Dumnezeul care sunt pe tronul de comandă al Universului. Eu am ultimul cuvânt și eu dețin controlul a toate și a tot. Glorie numele Lui în veci și El vine să aducă biruința de care sufletul dumneata are nevoie, casa, familia sau biserica dumneavoastră are nevoie. Și Dumnezeu vine și aduce biruința. Acest adevăr lipit de inima lui David nu l-a lăsat să se răzbune. A știut și a avut convingerea fermă că Dumnezeu este în control. Când știi că Dumnezeu este în control, nu te mai răzbuni tu și nu mai generezi conflicte, că știi că Dumnezeu luptă pentru tine. Dar noi oamenii care vrem să deținem totul și când pentru o clipă simțim că am pierdut controlul lucrurilor, suntem gata să ne panicăm, să disperăm, să intrăm în depresie. Frate, ce am atacuri de panică, am frici, știți de ce? Pentru că am uitat ce spunea un mare teolog. Începutul credinței e sfârșitul îngrijorării. Iar începutul îngrijorării e sfârșitul credinței. Și eu când mă îngrijorez, de fapt, eu nu mai am credință fermă în Dumnezeu, că El mai intervine și dă biruință. Și ascultați-mă bine, Biblia pe care și dumneavoastră o aveți și pe care o închid ca să nu mai predic încă o oră de amun colo. Dragii mei, Biblia aceasta spune că niciun fir de păr din cap nu cade fără de știrea lui Dumnezeu. Păi dacă un fir de păr când matale te duci sau dumneata te duci la oglindă în baie și îți dai așa cu pieptă în cap și îți cad 100 de fire și te întrebi ce șampon să mai pun să nu mai încadă păr din cap. Ascultă-mă, niciun fir de păr din cap nu cade fără de știrea lui Dumnezeu. Și atunci știți ce ne spune nouă asta? Dacă crinii sunt îmbrăcați în toată slava lor, păsările cerului nici nu trăieră, nici nu seamănă, dar Dumnezeu le poartă de grijă. Cu atât de mult El va lupta pentru noi. Observ în ultima vreme în România, în Europa, peste tot pe oriunde merg, o frică teribilă a oamenilor, o stare de panică care s-a instalat. Dom'le, ce facem? Pandemie, criză, război, zice inflație, recesiune economică. Ba, acum ai auzit pe unii că zic că de la 500 și ceva de kilometri, că da, Dumnezeu e pe tronul de comandă al Universului. Dumnezeu n-a pierdut controlul.
Și noi n-avem voie să ne temem. Atâta vreme cât ai un tată sus în cer, n-ai voie să te temi. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu Martin Luther când lupte și probleme din cauza reformei spirituale pe care o făcea. Prelații, fețele bisericești, căutau să-i poarte sâmbetele, să-i facă rău. Și într-o zi dezamăgit, resemnat, a clacat și a zis, nu mai fac nimic. Și înțeleaptă Ecaterina von Bora s-a îmbrăcat în negru și o vede Martin, zice, ce-i cu tine? Nu, zice, a murit. Da, m-am îmbrăcat în negru, sunt în doliu. Cine a murit? Soacra, că nu era chiar poate trist așa. Dar cine? Maică-ta, mama, cine? Nu, zice, a murit cine? Dumnezeul tău, Martin, zice. Păi de ce? Că de zile întregi nu văd că te mai rogi și nu mai lupți în lucrarea și misiunea la care Dumnezeu te-a chemat. Că asta vrea diavolul să facă. Să ne țină pe toți tăcuți, resemnați, răpuși la pământ pe câmpul de bătălie. Dar Dumnezeu ne spune nouă în această zi, ridică-te în capul oaselor și luptă că Dumnezeu va fi de partea ta. Dumnezeu este în control și va lupta pentru casa ta, pentru familia ta și pentru sufletul dumneata. Glorificat să fie Domnul în veci. Și vreau să mă apropii de încheiere spunându-vă, dragii mei, faptul că într-o zi până să mă căsătoresc, i-am pus o întrebare tatălui meu și am zis așa, tată, cred că din toți pastorii din județul Dâmbovița, tu ai ordinat cei mai mulți slujitori. Și eu, ironic puțin, nu ți-e teamă că ți-ar fura vreodată cineva locul? La care el îmi zice, mă puiul tata, vină tu în birou să stăm de vorbă. Și îmi zice, când eu aveam doar vreo 15-16 ani, zice, bunică ta era în viață. A venit o femeie la mine și a zis lui bunică ta, maică, mi-a zice, femeie zice, am avut o descoperire pentru unul din pruncii dumneata, că va deveni pastor. Era într-o vreme comunistă cumplită când greu oamenii ajungeau să slujească în zona aceasta, aproape imposibil părea. Și l-a dus pe primul care acum are vreo 70 de ani, zice, nu. L-a dus pe al doilea, zice, nici ăsta, l-a dus pe al treilea, și zice, da, asta face box în vremea aceea, era cu box, nu prea. Nu zicea, du-l și pe el. Și zice, nu, ăsta va ajunge păstor. La 18 ani se întoarce din toată inima la Domnul, Dumnezeu îl botează cu Duhul Sfânt, mai târziu se căsătorește, din diacon, presbiter și apoi păstor. Trecut 30 ceva de ani de pastorație. Și zice, înțelegi, deci eu niciodată nu m-am temut de scaunul acesta. Și zic eu, de ce? Pentru că în urmă cu 40 și ceva de ani de zile, Dumnezeu a vorbit printr-o femeie că eu am fost rânduit de Dumnezeu să păstoresc. Și când Dumnezeu te cheamă, nu ți-e frică. Că știi că Dumnezeu e în control și va lupta pentru tine. De aceea, dragii mei, ce l-a ajutat pe David să nu se răzbune a fost faptul că Dumnezeu este în control. Și când e Dumnezeu în control, El va lupta de partea dumneata, slăvit să fie Domnul. Și vreau să spun că a fi om al lui Dumnezeu, pe lângă faptul că înseamnă să nu te răzbuni, chiar și atunci când ai posibilitatea să o faci, în al doilea rând, pe asta nu le mai dezbat, om al lui Dumnezeu înseamnă să ai curajul să spui adevărul în toate situațiile vieții, așa a făcut David și a spus, tu îmi cauți răul și n-a numit răul bine și binele răul. Și trei, om al lui Dumnezeu înseamnă să știi să te smerești în toate situațiile vieții. Ați văzut cum lucrează David cu psihologia inversă cu regele Saul? Ce, împotriva cui ai pornit tu această luptă? Împotriva unui câine mort, un purice. Și el deja fusese un să fie împărat. Noi nu suntem împărați, zicem, dar mie îmi spui asta, de cineva. Cineva care într-o zi o să moară. Am știut că ești un vas de lut cu termen de garanție. Am știut că ești un abur care se arată puțin și apoi piere. Dar uitați-vă că noi atât de greu știm să ne smerim. Dar omul lui Dumnezeu știe să se zmerească în toate situațiile vieții. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai Tăi. Și îmi doresc ca în acest apus de istorie, când Dumnezeu se grăbește, să-și cheme biserica acasă, să fim și să rămânem oamenii lui Dumnezeu până la capăt. Și Dumnezeu să se laude cu noi. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin.